Un turneu de pregătire la care au participat 4 echipe de handbal din țară s-a desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute la Târgu Jiu. Antrenorul echipei de handbal a Clubului Sportiv Municipal, Liviu Andrieș, spune că evenimentul a fost un bun motiv de testare a elevelor sale. Gorjencele s-au clasat pe locul al doilea în urma acestui memorial. Am avut un turneu de pregătire, este vorba despre memorialul Mircea Pașec, ediția a doua. Pe lângă noi, ca și echipă organizatoare, au fost invitate încă 3 echipe. Este vorba de Dunărea Brăila, Măgura Ciznădie și Știința București. Deci am avut 3 jocuri de pregătire foarte benefice pentru echipa noastră de handbal, într-un moment în care ne aflăm într-o perioadă de pregătire, în care vrem să acumulăm. A fost și prezentarea echipei la acest turneu. Suntem bucuroși că oamenii au venit la sală să vadă noua echipa CSM-ului pentru noul sezon și cred că una peste alta, obținând și locul 2 la acest turneu, suntem bucuroși că am avut o prestație bună spre foarte bună în anumite momente ale jocului și anumite fluctuații sunt normale, dar în concluzie a fost un turneu bun de pregătire. Echipa de handbal a CSM Târgu Jiu s-a clasat sezonul trecut în primele 10 formații din țară și a reușit clasarea în cupele europene.